Mă simt foarte emoționat pentru că particip la un eveniment foarte important în istoria Comunei Telciu, inaugurarea Monumentului Eroului Necunoscut. De fapt, o reinaugurare, pentru că monumentul a existat și imediat după cel al doilea război mondial. Asist la o organizare extraordinară și mă bucur că, în sfârșit, în Telciu se întâmplă și lucruri frumoase. Ce reper ai de aici? Care e amintirea ta de la Telciu? Amintirea cea mai dragă sunt munții, sunt culorile, în principal. Verdele, pentru că verdele de la Telciu cred că este unic. Așa cum albastru de Voroneț a devenit culoare unică în lume, eu cred că verdele de la Telciu este unic. Și ca punct de reper, oriunde merg, am fost și în Franța, la Paris și la Madrid, verdele de Telciu este inconfundabil și punct de reper pentru mine.